binecuvântați de Domnul. Mă bucur și din nou sunt onorat să fiu împreună cu dumneavoastră în dimineața aceasta și mai mult să am privilegiul să vă îndemn la a vă apropia de Domnul. De data aceasta îmi voi permite să vă cer să vă ridicați ca să citim un psalm, să dăm cinste cuvântului sfânt, un psalm, psalmul 125. Este un psalm foarte frumos, care mie mi-a schimbat viața și aș vrea să împărtășesc din psalmul acesta împreună cu dumneavoastră. Psalmul 125, în Biblie, la pagina 629. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său de acum și până în veac, căci toiagul de cârmuire al răutății nu va rămâne pe moștenirea celor neprihăniți, pentru ca cei neprihăniți să nu întindă mâinile spre nelegiuire. Doamne, varsă-ți binefacerile peste cei buni și peste cei cu inima fără prihană, dar peste cei ce apucă pe căi lăturalnice, să-i nimicească Domnul împreună cu cei ce fac răul. Pacea să fie peste Israel. Amin. Vă invit să luați loc. În urmă cu 33 de ani, cred că unii dintre cei de aici poate nu erați născuți sau unii erau mai mici, așa. Eram în Oradea și s-a început o campanie de evangelizare masivă. Evangelizarea masivă însemna grupuri de tineri, de 2 sau 3 tineri, se duceau prin oraș și abordau oamenii și le spuneau despre Evanghelie. Erau 2, 3 și se vorbea despre Evanghelie. Asta se întâmpla în 1990, cam în a doua parte a anului. Și vreau să vă amintesc faptul că în 1990, în România, democrația era tânără. Era după perioada de comunism, după perioada în care nu era voie să fii pocăit, nu era voie să ai Biblie, nu era voie multe lucruri. Societatea din vremea respectivă era mult diferită. Cu toate acestea, cu toate restricțiile și faptul că nu era voie, Dumnezeu a avut oameni credincioși. Nu știm dacă în vremurile viitoare, în România sau în Anglia sau în alte părți ale lumii, nu va reveni prigoana. Eu nu spun că va reveni, dar nu știm. Este posibil. Sunt țări, sunt zone pe pământ în care frații noștri îndură prigoană. Însă oamenii aveau cunoștințe despre Dumnezeu, despre Biblie. Și una dintre întrebările pe care le puneam era despre nemulțumirile care le au oamenii. Și dacă te-ai duce astăzi să vorbești cu oamenii, ai găsi oameni nemulțumiți. Nemulțumiți că nu este dreptate pe pământ, nemulțumiți că nu-i bună conducerea politică, nemulțumiți că nu este dreptate în lume, nemulțumiți de foarte multe lucruri. Credeți că sunt oameni nemulțumiți și în Anglia? Și în România, și în Germania, și în cele mai bune țări. Și puneam întrebarea următoare. Cum credeți că ar arăta societatea noastră dacă oamenii din ea ar trăi după principiile biblice? Credeți că ea ar arăta diferit? Și toți au spus, extraordinar ar fi. Pentru că n-ar mai fi minciună, n-ar mai fi înșelătorii, n-ar mai fi hoție, n-ar mai fi lucruri urâte, oamenii ar fi complet altfel. Ai putea să ai încredere în cel de lângă tine. Societatea ar arăta complet diferit dacă oamenii și-ar trăi viața după principiile biblice. Credeți că este valabil și astăzi? Acum urma o întrebare mai grea. N-ai vrea să începi de astăzi tu să trăiești viața după principiile biblice
Pentru ca văzându-te ceilalți pe tine cum trăiești, să schimbe și ei viața și rând pe rând societatea să schimbe culoarea și aspectul și toată viața societății să se schimbe. Știți ce răspundeau oamenii la întrebarea asta? Nimic. Spuneau o tăcută. Știți de ce? Pentru că oamenii nu erau dispuși să schimbe viața. Oamenii nu erau dispuși să renunțe la șmecherii, la plăceri, la lucrurile lumii. Lucrurile astăzi în societatea noastră nu stau diferit. Stau tot așa. Cei mai mulți nu vor să înceapă să schimbe viața. Chemarea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o celor 12 ucenici a fost să înceapă să-și trăiască viața după principiile Bibliei. Și pe ei Dumnezeu i-a trimis în toată lumea. De aceea spune porunca Domnului Iisus, duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Pentru că prin acei 12 oameni, Iisus Hristos a început să schimbe lumea. Și așa este biserica astăzi, prin grupuri mici de oameni care trăiesc după principiile Evangheliei, care vor ca societatea să aibă o culoare frumoasă. Am citit un psalm despre care v-am spus că mi-a schimbat viața, nu imediat, ci cred că vi se întâmplă și vouă lucrul acesta. Citești Biblia, citești versetele din Biblie și dintr-o dată când citești un anumit pasaj din Scriptură, pasajul acesta îți vorbește într-un mod mai special, cum nu ți-a vorbit niciodată și schimbă viața și schimbă gândirea și te luminezi la față. Psalmul acesta spune așa, cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Știți ce este muntele Sionului? Muntele Sionului ar veni tradus locul prezenței lui Dumnezeu. Pe pământ este identificat cu Ierusalimul. Dar cetatea Sionului a fost cetatea lui David, cetatea unde locuia Dumnezeu. Și locul unde locuiește Dumnezeu este un loc de stabilitate. Este un loc al prezenței lui Dumnezeu. Un loc unde nu este criză. Un loc unde nu este minciună. Un loc unde nu este înșelătorie. Este un loc ideal unde ar vrea oamenii de bine să trăiască pe pământ. Dar, spune Scriptura, cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului. Muntele Sionului nu se clatină. Marea problemă cu împărățiile pământului în ziua de astăzi este că ele se clatină. Știți de ce se clatină? Pentru că n-au bază. Pentru că baza lor nu este solidă. Însă dacă vrei să ai stabilitate, trebuie să te încrezi în Domnul. Am căutat în dicționar și voi citi, nu mă voi lungi, dar am vrut să spun lucrurile acestea. Ca să poți fi, să ai stabilitate, este nevoie de încredere și nu orice încredere, ci încrederea în Domnul. Definiția cuvântului încredere este următoarea. Încrederea este acțiunea de a se încrede în cinstea, buna credință, sinceritatea cuiva, precum și siguranța de a încredința orice secret, orice misiune. Și da, este cu siguranță un concept interesant de studiat și de urmărit atât la noi, cât și la cei cu care interacționăm. Una dintre marile crize în lumea noastră este lipsa de încredere. Și am trăit o experiență tristă că vroiam să iau o lucrare de la cineva și ca să îi dau un pic de încredere, i-am spus, domnule, eu sunt pocăit. Așa că te poți baza pe cuvântul meu că eu sunt pocăit. Ceea ce mi-a răspuns m-a întristat foarte tare. Știți ce mi-a spus? Lasă-mă cu pocăiți. Mi-a fost foarte rușine, să știți. Mi-a fost foarte rușine.
Pentru că pocăiții ar trebui să fie oameni, așa cum vă spuneam la început, de încredere, pe cuvântul cărora să te poți baza. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă întărit pe vecie. Mai este ceva în psalmul acesta, încă două lucruri foarte frumoase și voi încheia. Mai este ceva în psalmul acesta. Cum este înconjurat Ierusalimul de munți, așa înconjoară Domnul pe poporul său de acum și până în veac. N-am fost la Ierusalim, nu îmi pare rău, trebuia să mă duc, dar n-am fost. Însă spune Scriptura că așa cum Ierusalimul este înconjurat de munți, Domnul înconjoară pe poporul său. Știți cu ce? Cu pace. Știți ce înseamnă Ierusalim? Are o rădăcină a cuvântului care este Salem. Știți ce înseamnă Salem? Locul unde este pace. De aceea musulmanii se salută frumos. Mi place salutul lor. Salam Aleikum. Știți ce înseamnă Salam Aleikum? Pacea să fie cu tine. E frumos să ai pace. Nu vreau să fac propagandă musulmanilor, dar Ierusalimul este un loc al păcii. Și Dumnezeu are o pace specială pe care o dă poporului său. Nu întâmplător, nu v-am salutat cu pace, nu pentru că nu-mi place, îmi place foarte mult salutul pace, dar v-am salutat să fiți binecuvântați de Domnul, pentru că Domnul binecuvintează cu pace. Mai este un element care m-a marcat cel mai mult când am citit psalmul ăsta cu atenție și el este așa. Toiagul de cârmuire al răutății nu va rămâne pe moștenirea celor neprihăniți, pentru ca cei neprihăniți să nu-și întindă mâinile spre nelegiuire. Este dreptate pe pământ? Este dreptate pe pământ sau nu este? Dacă v-aș întreba pe fiecare, cu siguranță răspunsurile ar fi împărțite. Pentru că nu este dreptate pe pământ, dar pentru că Dumnezeu face dreptate pe pământ. Oamenii sunt nelegiuiți și fac multe nedreptăți. Dar nu uitați un lucru, dragii mei, Dumnezeu face dreptate. Dumnezeu face dreptate. Însă felul în care Dumnezeu face dreptate nu este cum cred oamenii, cum doresc oamenii, cum așteaptă oamenii, cum vor oamenii. Dumnezeu face dreptate după metoda Lui. Și tot ce face El este dreptate. Știți exemple, cred că poate mai multe decât mine, dar nu uitați, Dumnezeu face dreptate. Și de aceea psalmul acesta spune așa, toiagul de cârmuire al răutății nu rămâne pe moștenirea celor neprihăniți, pentru ca nu cumva cei neprihăniți să întindă mâinile spre nelegiuire. Când dreptatea crește, când nedreptatea crește și ajunge la culme, și cei neprihăniți sunt ispitiți, sunt disperați. Dar atunci intervine Dumnezeu. Și de aceea este frumos să ne încredem în Domnul. Am profitat de faptul că mi s-a părut așa din vorbirea lui Daniel că este un pic fereastra mai lungă în dimineața aceasta și de aceea am îndrăsnit să vă spun lucrurile acestea, dragii mei, pentru încurajare și pentru a vă face să vă măriți încrederea în Domnul. Dar nu uitați că Dumnezeu face dreptate. Și atunci când vedem multă, multă nedreptate în jurul nostru, nu uitați, Dumnezeu face dreptate. Aș vrea să ne rugăm în dimineața aceasta. Și dacă este nevoie de ceva, este nevoie de acea încredere în Dumnezeu. Cei ce se încred în Domnul au stabilitate. Cei ce se încred în Domnul au pace. Cei ce se încred în Domnul nu se clatină. Cei ce se încred în Domnul nu sunt afectați de criză. Cei ce se încred în Domnul pot să se bucure. Cei ce se încred în Domnul sunt eliberați de frică. Cei ce se încred în Domnul sunt oameni de pace. Cei ce se încred în Domnul au totul din belșug. Cei ce se încred în Domnul
pot depăși orice dificultăți. Cei ce se încred în Domnul au privirea ațintită spre cer. Cei ce se încred în Domnul merg în cer. Cei ce se încred în Domnul sunt ai Domnului. Și noi suntem ai Domnului și vrem să fim ai Domnului. Și Domnul este aici. Să rămânem în locul prezenței Domnului. Să ne ridicăm și să ne rugăm. Și să ne rugăm ca Domnul să ne dea încrederea în El.